Lumea toată fierbe, doamnelor și domnilor. Ne-am întors la politica zilei. În lumea musulmană sunt proteste de amploare în toate statele, Irak, Yemen, Iordania. Vorbim despre proteste violente. În același timp, Israelul se apropie de momentul în care va intra cu ofensivă terestră în fâșia Gaza. Înainte de a discuta despre toate aceste mișcări din lumea arabă, dar și despre alertele teroriste din Europa, ne uităm puțin la ce se întâmplă cu românii noștri din Israel și din fâșia Gaza. Discutăm despre doi români care au fost uciși, vorbim despre sute de români blocați în continuare în Israel, 350 de români sunt blocați în fâșia Gaza. E alături de noi Radu Filip, purtător de cuvânt al MAE. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. Spuneți-ne, domnule Radu Filip, știm că s-a confirmat astăzi, avem doi români care au fost uciși și unul este dispărut în Israel. Bună ziua! Din păcate, da, am transmis astăzi faptul că se confirmă decesul la două persoane cu dublă cetățenie, israeliano-română, ambele cu domiciliul în statul Israel. Vorbim de astfel despre persoana al cărei deces a fost anunțat de către autoritățile izraeliene la data de 9 octombrie. Deținea cetățenia izraeliano-română, avea domiciliul în statul Israel și persoana despre care vorbeam aseară era declarată dispărută la data de 12 octombrie. Din păcate și în acest caz a fost confirmat decesul. Transmit condolențe familiilor și îmi exprim regretul pentru victimele acestor atacuri. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe reiterează condamnarea fermă a terorismului în toate formele sale de manifestare. În ceea ce privește cea de-a treia persoană, Ambasada României la Tel Aviv și Consulatul General al României la Haifa mențin în permanență contactul cu autoritățile izraeliene pentru verificarea informațiilor cu privire la cetățenii români. Domnule Radu Filip, acel caz de ci toți cetățenii români. Problema este foarte mare cu românii din fâșia Gaza, pentru că deja s-a dat un ordin de evacuare. Hamasul le spune oamenilor să rămână acolo, în fâșia Gaza. Știm că sunt circa 350 blocați acolo, știm că au făcut deja solicitări de evacuare, cel puțin 100. Există vreo șansă ca ei să fie evacuați? Doamnă, în ceea ce privește eforturile pe care le facem, atât la nivel MAE, cât și prin contactele pe care le avem, cât și ambasada noastră la Tel Aviv, consulatul general de la Haifa, dar și misiunile diplomatice și oficiile consulare din statele învecinate, sunt în contact împreună cu reprezentanțele altor state, discutăm de organizații internaționale cu care discutăm tocmai pentru a găsi cea mai bună modalitate, cea mai sigură modalitate de a extrage în condiții de maximă siguranță pe toți cei aproximativ 200 de cetățeni români care ne-au solicitat sprijin în vederea evacuării. Deci este foarte complicat. Acum, sigur, nu sunt doar români acolo. Despre românii din Israel, câți mai sunt, aș vrea să vă întreb, și dacă se vor mai face curse de repatriere? Până în acest moment am reușit sprijinirea unui număr de 2162 de persoane, cetățeni români, care ne-au solicitat sprijin în vederea revenirii în țară. Au fost 27 de curse operate de Tarom, dar și de alte companii aeriene. Mai avem în atenție un număr de aproximativ 50 de persoane care, la fel, ne-au solicitat sprijin în vederea revenirii în țară. Chiar astăzi, prin intermediul mai multor curse, au revenit în țară un număr de aproximativ 120 de cetățeni români. 127, ca să fiu mai precis. Da, da. Vă mulțumesc foarte mult. Radu Filip, purtătorul de cuvânt al MAE, a fost alături de noi. Ne uităm acum la ce se întâmplă în lumea musulmană, acolo unde vă spuneam la începutul emisiunii. Sunt proteste masive, pentru că Hamasul a chemat peste tot la proteste și a decretat astăzi ziua furiei. Vorbim despre proteste deosebit de violente în Iordania, acolo unde se rup cordoanele pentru a intra în Israel, la granița cu Libanul. Protestatarii se urcă pe garduri. De asemenea, vorbim despre un protest foarte numeros în Irak, un protest foarte numeros în Yemen. Vedeți imaginile din ultimele ore surprinse pe străzile de acolo. În Ierusalim, de asemenea, violențe între militari și musulmani. Forțele de ordine au intrat direct în musulmanii care erau în genunchi, i-au oprit pe câțiva să intre în templu.
E alertă teroristă însă și în Europa. Vom discuta despre toate pe rând, pentru că e foarte important să înțelegem cât de mult se poate exporta această teroare de acolo către noi, către Europa. Au început deja în Franța mișcări de stradă, am văzut chiar un atentat astăzi acolo. Roma este sub alertă teroristă, la Londra sunt școli evreiești închise în acest moment. Invitații mei și ai dumneavoastră pentru acest început de oră, domnul profesor Corneliu Biola de la Universitatea Oxford, vă mulțumesc foarte mult. De asemenea, Bruno Ștefan, profesor și sociolog, mulțumesc foarte mult, domnule Bruno Ștefan, fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Bună ziua! Domnule Biola, aș veni la început la dumneavoastră. Ne uităm întâi la ce se întâmplă acolo. În lumea musulmană sunt proteste de amploare. Hamasul a chemat în ultimele zile la proteste pro-Hamas, pro-Palestina. Vedem și noi imaginile, tensiunii la graniță. Iranul și Libanul spun foarte clar că dacă Israelul va intra în fâșia Gaza, vom vorbi despre un război regional. Cât de mare este riscul chiar să ajungem acolo, când știm că americanii mută portavioane, chiar și britanicii au dus acolo echipamente militare. Există un sprijin foarte mare din partea comunității internaționale pentru Israel. Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație. Ce vreau să spun este că, primul rând, trebuie să separăm puțin retorica de acțiune, mai ales când vorbim de Iran. Dar ca să înțelegem poza momentul de față, trebuie să înțelegem obiectivele. Deci Hamas, organizație teroristă din zona Gaza, din fâșia Gaza, și-a dorit și ce dorește la mult, a spus-o explicit, obiectivul lor, explicit exprimat, distrugerea statului Israel și stabilirea unui stat islamic. Speranța a fost până în momentul de față că anumită angrenare în sfârșit cu ei din punct de vedere economic le va dilua această atitudine. Se pare că e că foarte clar că în momentul acesta nu s-a întâmplat. Asta e aspirația. La fel ca Putin, care a invadat Ucraina și a vrut să distrugă Ucraina, la fel în momentul de față Hamas vrea să distrugă Israel. Problema unde se pune de la intenție la capacitate. Are Hamas capacitatea să facă acest lucru? Ca organizație de sine stătătoare nu are. Poate provoca foarte multă distrugere, dar nu are capacitate. Strategia este în modul de față. Este una copiată de la ISIS-Daesh. Cruzime care să antreneze o reacție foarte puternică din partea Israelului, care ulterior să fie folosită pentru radicalizarea altor grupuri din zonă. Mă refer la West Bank, la Cisjordania, la ce ați arătat dumneavoastră. Deci este o situație foarte explozivă din acest moment, și care are implicații evident și pentru Europa. Unde este o problemă care, dacă folosim paradigma ISIS, toate canalele de socializare în masă afiliate cu Hamas trebuiau închise de mult. Până așa s-a procedat cu ISIS-ul, care recruta tineri din Anglia, din Franța, de peste tot și exportau prin dezinformare acest lucru. Este unul din elementele care l-ai la îndemână. Din păcate că Twitter-ul, fășit al Musk, nu vor să colaboreze foarte bine pe acest lucru. Dar asta trebuie să ne așteptăm. Asta e strategia Hamas, să folosească toate imaginile posibile. Dar ea a cerut civilor să nu plece din Gaza. Ei se vor folosi de ei. Vor folosi pe bază de scuturi umane. Cu speranța că toate aceasta va inflama și mai departe Iordania și pe ceilalți. Deci este o situație foarte complicată din punctul de vedere pentru Israel, care trebuie să respecte regulile războiului. Ei nu sunt Rusia, care rad tot, ei nu sunt Hamas. Hamas nu respectă absolut nicio lege, am văzut cu toții cumva actele de cruzime care l-au făcut ultima săptămână. Dar în același timp trebuie să aibă grijă cum va intra. Cât privește Iran, nu știu, nu e foarte clar dacă Iran are capacitatea să intre într-un război regional, dar are capacitatea să susțină toate aceste grupuri pe care le vedem în momentul de față. Da, domnule Bruno Ștefan, vin și la dumneavoastră, pentru că vedem că exportăm spre Europa foarte mult, dar aș vrea, înainte de discuta despre capitalele Europei care au stat astăzi sub alertă teroristă, despre Grecia care și-a ridicat nivelul de alertă la atentate,
Vreau întâi să vorbim despre cât de mult poate exploda acolo, pot exploda lucrurile acolo în lumea musulmană, pentru că vedem astăzi vine informația că ministrul de externe al apărării din Iran s-a întâlnit deja cu șefii Hezbollah. Știm că deja au fost schimburi de focuri, au fost atacuri dinspre Liban ale Hezbollahului. Dacă intervine și Hezbollahul, dacă intervine, oricum ei sunt acolo, dar dacă intervine în mod oficial, vom putea vedea într-adevăr un conflict extins acolo care ne va implica și mai mult pe fiecare dintre noi. Eu mă aștept să escaladeze, mă așteptam să escaladeze mai repede. Mă așteptam că informațiile că acest atac al Hamas n-a fost unul al unor demenți care au hotărât ei așa că să pună steagul așa, ci a fost lucrat cu acordul celorlalte state arabe și cu sprijin, cu informații foarte bine structurate pentru a da această lovitură. Și eu sunt convins că statele arabe din zonă care au ceva împotriva Israelului total, nu au suportat pacea de până acum, se simt agresate de existența statului Israel, profit acum de situație scoțând oamenii în stradă. Dacă ar fi vrut să aibă liniște în țările lor, ar fi avut. Eu sunt convins că ieșirea în stradă pe care dumneavoastră ați arătat-o acum a atât de mult, ori sute de mii de oameni în toate țările lor, a fost cu sprijinul autorităților acelor țări. De aceea eu mă aștept ca explozia de violență să fie abia la început. Și spun abia la început pentru că eu cred că fenomenul ăsta inflamează nu doar Orientul Mijlociu, ci atrage într-un vârtej întreaga lume, sau cel puțin o parte însemnată din țări, și ceea ce ați prezentat și urmează să vorbim despre mișcările care se petrec acum și în Europa, arată că ceea ce vedem noi acolo în Israel nu e doar ceva ce se întâmplă acolo, e ceva ce ne privește pe toți, pe toți ne va afecta acest scandal și eu cred că suntem de-abia la faza de început. De aceea, mișcările de trupe pe care le-am văzut, inclusiv din partea Statelor Unite, și sunt mișcări zdravene, eu cred că sunt încă la început, pentru că pe mâine, poi mâine izbucnește în felul ăsta și în Taiwan, izbucnește, ne așteptăm la un conflict uriaș. Este ceva care parcă timpul nu mai are răbdare, cum spunea Marin Preda la sfârșitul Moromeților. După o perioadă de acalmie vine această... Da, e un conflict care se poate transforma foarte ușor într-unul global. Asta este ce spun toate analizele. Vreau să dau o informație de ultimă oră, breaking news, doamnelor și domnilor. Hezbollah se implică în război, este anunțul șefului Hezbollah. Asta după ce spuneam s-a întâlnit ministrul iranian de externe cu liderul grupării armate libaneze Hezbollah. Mai mult decât atât au fost întâlniri și cu premierul interimar al Libanului. Astăzi un ministru din Liban a spus că se poate ajunge la un război regional. Domnule ministru Shalaru, se discută mult despre implicarea Rusiei acolo, dar implicarea Hezbollahului schimbă tot. Am spus-o în analize chiar din prima zi aici, pentru că ați fost și noastră și domnul Biola, era și domnul Titus Corlățean la acea discuție și toți spuneam că, într-adevăr, implicarea Hezbollahului va schimba foarte mult acest conflict. Da, Hezbollahul reprezintă o forță de temut în regiune, este cea mai puternică organizație teroristă din lume, care are în dotare de la 150 la 200 de mii de rachete cu diferite raze de acțiune, rachete cu precizie ridicată, rachete produse în Iran. Dar totuși Hezbollahul nu este cea mai puternică armată din lume și Israelul era pregătit pentru așa ceva. Există și un plan militar pentru cazul în care Hezbollahul se va implica în război și în urma aplicării acestui plan, o bună parte din Beirut va fi șters de pe fața pământului, fiindcă diferența de tehnologii dintre armata izraeliană și Hezbollah este foarte mare. Însă, în spate, desigur că această acțiune este dirijată și orchestrată de Moscova și de Iran, care au scopurile lor. Moscova vrea să câștige război de Ucraina, iar Iranul vrea să șteargă Israelul de pe fața pământului. Și de aceea Statele Unite, care știe foarte bine ce se întâmplă, erau foarte bine informați și avea flota pregătită în apropiere și a sărit în ajutorul Israelului, nu degeaba ministrul apărării, secretarul de stat au venit în Israel, s-a întâlnit și cu Mahmoud Abbas,
secretarul de stat s-au întâlnit și cu alți lideri regionali și cred că se fac presiuni foarte mari asupra liderilor arabi și atunci când interlocutorii noștri au dreptate când spun că au fost orchestrate de liderii acestor țări, atunci când acești lideri vor înțelege că au mult mai mult de pierdut decât de câștigat, vor încerca să potoale spiritele și cum ele stă lor, cum e stilul lor, se aprind repede și se sting foarte repede. Israelul este pregătit, deci faptul că au fost mobilizați 350.000 de rezerviști este, ne vorbește despre acest lucru. Israelul este pregătit să lupte pe toate fronturile. Pentru a lupta cu Hamasul nu e nevoie de mai mult de 100.000 de militari, dar ați văzut că i-au mobilizat pe toți. Ce este, sunt o forță de temut, o forță foarte bine pregătită. Desigur că acum toți analiștii din Israel și oficialitățile mai ales resping ideea că Rusia este implicată în acest conflict, deoarece asta ar însemna să ia o atitudine foarte dură față de Rusia. Să ne aducem aminte când rebelii din vecinătatea Arabiei Saudite au atacat cu drone iraniene centrele petroliere din Arabia Saudită. Deși toată lumea știa că Iranul stă în spate, Arabia Saudită n-a zis nimic, a zis că nu există niciun fel de date, dovezi, fiindcă asta ar fi însemnat că Arabia Saudită trebuia să ori să declare război Iranului, ori să ia măsuri foarte dure, da. Dar a preferat să tacă și să acționeze în alt fel. Și în cazul de față și Statele Unite, și ambasadorul Israelului la Moscova a zis că este un neadevăr și este o declarație falsă faptul că Rusia s-ar fi implicat în acest conflict. Da. Dar o să arătăm imediat și imaginile acelea și declarațiile șefului serviciilor secrete din Ucraina, pentru că arată clar cum a plecat și armamentul de artilerie din Ucraina luat de Kremlin. Imediat discutăm despre asta. Vreau să-l salut și pe domnul profesor Cristian Pârvulescu. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi, domnule Pârvulescu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ne uităm la ce se întâmplă cu aceste proteste din lumea musulmană, dar ne uităm și că exportăm în Europa, pentru că astăzi am avut așa, acea nenorocire din Franța, unde un elev radicalizat a înjunghiat o profesoară. Vedem că am avut alertă și avem în continuare alertă de atentat la Roma, avem ridicarea gradului de alertă în Grecia, la Londra sunt școli evreiești închise pe fondul acestor amenințări, în Franța sunt proteste, mișcări de stradă violente, lângă noi Ungaria spune că va interzice aceste mișcări. Vine o declarație interesantă și despre Germania, Kissinger zice, Germania a lăsat prea mulți oameni, prea mulți străini să intre în țară. Ce urmează pentru Europa? Exportăm toată această teroare din lumea arabă? S-a mai întâmplat și altă dată. Să nu uităm că pe vremuri Organizația pentru Eliberarea Palestinei, cea care acum e prezentată ca moderată, realiza atentate teroriste pe teritoriul Europei și în special a pieței comune, strămoșa Uniunii Europene de astăzi. Deci da, era încă de sâmbătă evident că această acțiune a Hamas asta și urmărește, pentru că nu a fost un atac terorist care nu a avut un scop. A fost un atac terorist care a urmărit să le impună israelienilor să intervină în Gaza, unde intervenția să fie de asemenea măsură încât toată normalizarea relațiilor Israelului cu țările arabe să fie uitată și, pe de altă parte, țările din Europa și Statele Unite ale Americii să fie zdruncinate de acțiuni de genul acesta. Nu a fost o acțiune care a fost făcută doar din disperare. Va depinde foarte mult de capacitatea statelor din Europa și a Statelor Unite ale Americii și a Canadei de a contracara astfel de evenimente. Să vedem dacă vor reuși, dar este aproape inevitabil să se întâmple în continuare acțiuni de genul acesta. Oricine este cât de cât rezonabil realizează acest lucru. Pe de altă parte, Israelul nu are alternativă la atacul terestru pe care îl va declanșa. Problema este cum va fi acel atac terestru, cât de multe victime civile sau așa zis civile vor apărea și cât de mult vor
profita de acest lucru adversarii Israelului și ai democrațiilor europene. Și da, și eu sunt convins că Rusia a avut un interes major în susținerea acestor atacuri, fără să le fi programat direct, dar în susținerea lor, în egală măsură cu Iranul, pentru a destabiliza susținerea pentru Ucraina și pentru a crea probleme în statele Uniunii Europene și în Statele Unite ale Americii înainte de alegerile de anul viitor. Alegerile europarlamentare, în primul rând, care sunt în întreaga Uniune și foarte multe state importante ale Uniunii și ale Europei sunt acum practic într-o zonă a dezordinii. Domnule profesor Pârvulescu, Franța pare a fi punctul central al acestei dezordini, dar și Germania, sunt și alte state. Ba chiar am văzut și dincolo de Europa, am văzut în Australia niște proteste absolut șocante cu aceste mișcări pro-Hamas în care se striga gazații pe evrei. Acum, cât de mult poate degenera situația totuși în Franța? Că l-am văzut aseară și pe Macron ieșind, dar după el au urmat violențele în stradă. Bun, violențele în stradă cred că nu trebuie să le exagerăm. Este vorba despre grupări de câteva sute de persoane, eventual câteva mii de persoane care au participat la astfel de manifestări, în general persoane radicalizate care fac parte din grupări care au orientare politică clară și care și înainte au participat la astfel de evenimente. Situația va fi la fel de complicată în Belgia, în Olanda, în toate statele europene în care există importante populații arabe, arabofone și musulmane care vor simți nevoia să se exprime. De asta spuneam că e importantă reacția Israelului, pentru că cu cât reacția Israelului va fi mai dură, cu atât aceste proteste se vor lărgi. La ele, să știți că nu participă doar arab, participă și foarte mulți europeni. În Statele Unite am văzut inclusiv evrei de stânga care au participat la manifestații în favoarea Palestinii, nu în favoarea Hamasului. De acord. Diferență. Da, pentru că să știți că unii manifestă pentru Hamas, alții manifestă pentru Palestina, dar în final cu toții nu recunosc dreptul Israelului de a exista și acest drept este esențial. Și prin Israel, cu care Putin a avut relații bune, de fapt încearcă să lovească în solidaritatea europeană, pentru că atunci când vom începe să avem probleme pe continent, când fricile antiteroriste vor reapare și au reapărut, toată situația legată de Ucraina va deveni mult mai complicată. Da, vă mulțumesc foarte mult. Cristian Pârvulescu, politolog și profesor, a fost alături de noi. Mulțumesc pentru analiză. Domnule profesor Biola, înainte de pauza publicitate, vreau și opinia dumneavoastră, apoi merg și către ceilalți invitați, opinia noastră cu privire la ce se întâmplă acum în zona europeană, pentru că sunt alertele acestea teroriste, numai că noi știm că acum niște ani erau niște probleme reale cu atentatele teroriste la metrou, în mulțimi, la diverse evenimente. Ne întoarcem acolo, că asta e teama cetățeanului simplu. Nu să ne facem niciun fel de iluzii. Ăsta este începutul în genul acesta de manifest. Deci dacă credem că vor trece, nu. Și de ce nu vor trece? Pentru că depinde foarte mult de această campanie din gaze de care spune. Avem un precedent, oarecum. Folosesc această paralelă între Hamas și ISIS. Pentru că acolo e foarte important. Același nivel de brutalitate pot face Hamas, același afirat și oarecum tehnica care s-a folosit împotriva ISIS. În 2016, trupele irachiene de afgane au ocupat Mosul. În momentul respectiv, erau ocupat de ISIS. Dar 9 luni de zile pentru trupele irachiene elimine toate trupele. Trupele israeliene nu sunt trupele irachiene. Sunt mult mai bine pregătite. Atunci au fost foarte multe victime. Bine, pentru că asta e strategia. ISIS s-a blocat la bloc populația civilă să plece din cum începe și de fapt Hamas să facă. Da. Civili, da. Aibă victime care se formă multe la televizor, canal de analizare. O să mergem într-o scurtă pauză de publicitate. Rup pe colegii mei să le facem un pic legătura pentru că nu se aude foarte bine, doamna Biola, dar mergem în publicitate, ne întoarcem însă la dialog, la dezbatere. Vin imagini de ultimă oră cu bombardamente din fâșia Gaza. Sunt în urmă cu puține momente bombardamentele acestei, imaginile pe care le vedeți. Israelul continuă asaltul asupra fâșiei Gaza. Asta după ce este încolțit practic de toate grupările teroriste din țările din jur. Dar Israelul a cerut evacuarea de urgență a fâșiei Gaza. Mai vine încă o informație de ultimă oră de acolo. Breaking news, doamnelor și domnilor.
Israelul aruncă din aer flyere pe care transmite populației civile din fâșia Gaza să evacueze de urgență fâșia Gaza. Turcia intervine și spune că Israelul trebuie să-și retragă de urgență ordinul de evacuare din fâșia Gaza. Domnule Bruno Ștefan, e o problemă foarte mare pentru că teroriștii Hamas se ascund în spatele civililor, practic e o infrastructură întreagă a Hamasului acolo, în spatele civililor, și cu toate că li se spune să plece, Hamasul nu e de acord cu coridoarele umanitare de evacuare din fâșia Gaza. Este o practică pe care Hamasul a avut-o și, mă rog, cei care au luptat împotriva statului Israel de-a lungul anului, punând femei cu centuri, cu bombe. Deci, practica asta de a folosi populația civilă ca scut uman nu este de ieri, de astăzi, ci este forma pe care au dus-o în războaie de când s-a înființat statul Israel. Așa că nu este ceva ieșit din comun în situația asta. Pentru mine este încă asta o formă blândă. Ceea ce mă aștept și văd, inclusiv în România, este că o mulțime de intelectuali universitari au început deja să plângă pe umărul musulmanilor care sunt nenorociți de Israel, ăștia ticăloși care fac și cădrec, și a început o propagandă, așa cum o văd și la noi în România, o văd și în Franța, o văd și, să mă opresc doar aici, așa, a unor elite intelectuale și în Statele Unite, să spun și lucrul ăsta la fel, care susține fățiș populația musulmană și nesprijinirea Israelului de către celelalte țări, crezând că vor crea un curent de opinie din partea unei, să spun, elite care ar vrea să dea tonul acestui tip de război, pentru că războiul ăsta nu este unul doar de bombardamente pe care le arătați acolo, ci este unul care se poartă și cu mințile oamenilor în teritoriile cealaltă unde nu se duce acest conflict. Și de aceea propaganda o văd dezlănțuită. Deja s-a apăsat parcă pe niște butoane ale unei inflamări atât de puternice, încât oameni care păreau după escaladarea conflictului în Ucraina că s-au potolit din propaganda firelor rusă, au trecut acum la o deșanțată propagandă, până la urmă tot firelor rusă, pentru că Rusia a sprijinit tot timpul grupările astea anti-israeliene, pentru că asta este... Mi-ați ridicat la fileu și vreau să le arăt respectatorilor niște chestiuni pe care le spune șeful serviciilor secrete din Ucraina, dar până acolo e foarte important, chiar acum televiziunile din Israel dezbat despre cum nu a fost în stare statul și serviciile lor, dar să gestioneze momentul de sâmbătă. Evident, ei spun că urmează anchetele drastice mai târziu. Pentru că acum prioritatea este să salveze o strategie, să rezolve problema în fâșia Gaza. Însă, despre implicarea Rusiei și despre armele capturate din Ucraina a vorbit șeful serviciilor secrete din Ucraina. Vreau să arăt întâi declarația telespectatorilor și apoi să facem așa și o cronologie a ultimelor săptămâni. Avem informații clare că armamentul capturat în Ucraina a fost livrat de către ruși grupării Hamas. În mare parte, acesta este armament de infanterie. Există informații cu privire la posibila furnizare către Hezbollah, dar în prezent nu avem date concrete. Nimeni altcineva decât persoanele care au fost pe terenul nostru de luptă nu ar fi putut face asta, deoarece noi nu eram acolo. Înseamnă că aceștia erau rușii. Domnule ministru Anatol Șalaru, vin la dumneavoastră, sunt înregistrări publicate de Hamas în care se aud ordinele în rusă. Mai mult decât atât, tot Budanov spune că cu o săptămână înainte, Radio Sputnik a început să emită de pe teritoriul Libanului, acolo unde este și Hezbollahul, satelitul militar al Rusiei în zona Israelului. De asemenea, Wagnerii, gruparea paramilitară Wagner în Siria. Deci, discutăm despre, așa cum spune domnul Bruno Ștefan, o implicare importantă a Rusiei. Este clar această implicare și domnul Budanov cunoaște bine situația și ce și-a permis să facă public, a făcut public, dar mai multe vom afla după ce armata Israelului va intra în fâșia Gaza și vom vedea ce armament descoperă acolo. Armament livrat de Rusia, armament livrat de Iran, armament livrat poate și de alte țări. Ei se tem foarte mult de această intrare a armatei israeliene în fâșia Gaza. Da, războaie cu drone nu au mai fost. Doar în Azerbaijan și Karabakh cu 2-3 ani, când au folosit câteva drone din Bayraktar.
Dar în rest, războiul ruso-ucrainean este primul război unde se folosesc masiv drone, operatori de drone, tehnologii speciale. Și cei din Hamas care nu știau să pornească un tank, nu au cum să manevreze, să manipuleze aceste drone. Au primit ajutor. Faptul că s-a auzit vorbă rusească acolo nu vorbește despre implicarea directă a armatei ruse în acest atac terorist. Mercenari ruși sunt peste tot, în Africa, în Siria, dar au făcut-o cu acordul Ministerului Apărării în Rusia sau nu, este asta. Clar. Da, cu siguranță. Da. Domnule Sorbiola, vin și către noastră pe final, foarte scurt, vă rog, cu ce șanse sau ce șanse le mai dăm civililor în fâșia Gaza în tot acest context, pentru că e clar că Hamas nu va permite evacuarea. Cum spuneam, în cazul Mosul au murit în jur de 11.000 de civili în perioada aceea de 9 luni. Vor fi victime și vor fi victime și care este, fără îndoială, și trebuie să înțelegem acest lucru, Hamas nu respectă nicio lege de război. Și mă refer la faptul de ce ei nu poartă uniforme. Deci e foarte greu să distingi cine este civil, cine este militar. Plus că lupta aceasta urbană este foarte complicată, deci se ascundă sub spitale, după spitale se folosesc, deci vor fi anumite victime cu toată antrenamentul pe care îl are Israelul în momentul de față. Deci fără îndoială și importe. Și problema cea mare este această folosire a acestor imagini care să radicalizeze inclusiv în Europa, așa cum am văzut în trecut. Da. Doar o scurtă precizare pe foarte acest lucru. Ar trebui, că s-a vorbit foarte mult de drone și într-adevăr rolul Iranului este important aici. S-ar putea, nu știu, dar trebuie urmărit, s-ar putea să fie totuși un mic avantaj pentru Ucraina în toată această poveste, în ce măsură acele drone care bombardează sistematic, Shahed, iraniene, care vin din Iran, dacă cumva în acest context Iranul s-ar vă gândi de două ori să le mențină acolo în loc să le dea Rusiei. Rusia încearcă să dezvolte o nouă fabrică, dar încă nu e gata. Da, urmează să vedem toate aceste lucruri în zilele următoare. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, am ajuns la final. Mulțumesc foarte mult, mergem în publicitate. Sunt ultimele ore înainte de a expira ultimatumul dat de Israel fâșiei Gaza. Se aruncă flyere de către Israel populației din Gaza pentru a evacua cât mai repede. SUA și Israelul au decis împreună zone securizate pentru palestiniene, astfel încât civilii să poată părăsi zonele. De fapt, Hamas se ascunde în spatele civililor. În Israel, în acest moment, este o vizită a președintei Comisiei Europene și a președintei Parlamentului European. Împreună cu președintele Israelului au ajuns în buncăre, în adăposturile din Israel. Urmărim tot ce se întâmplă în continuare. Rămâneți aici pe B1 TV. Politica zilei a ajuns la final. De la Fix vă așteaptă colegii mei la Bună România. Noi ne revedem luni de la ora 15 până la 18. Seară liniștită!